Vă salut, fratele, bună și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Bă, săgeram trecut clipul ăsta, însă am venit și eu după ceva timp cu el, pentru că suntem aproape gata cu mâna stângă de tatuaje. Am decis să fac povestea tatuajelor și vă urez vizionare plăcută. Apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita, în descriere găsești și linkurile către organizația pe care eu am creat-o și vă invit să mă susțineți în acest proiect. Totuși, e despre mine, e despre tatuaje, e despre ceea ce vreți voi să auziți de un an. Și anume să vă povestesc fiecare tatuaj în parte, pentru că am trecut așa în ceva peripeții, să zicem, cu facerea de tatuaje și dețin foarte multe. La număr sunt aproximativ 30. Ideea în felul următor: când au fost făcute, cel puțin mâna dreaptă, când a fost făcută bucățică cu bucățică, tatuaj cu tatuaj, și nu mă gândeam neapărat să devină un sleeve, dar mâna stângă au fost făcute câte unul iar sau câte două și destul de mari. Ca și ore petrecute la tatuaj, la tatu, în salon, în peste 100, iar cea mai lungă ședință petrecută în salon e pe piept, tatuajul de pe piept, care a durat 17 ore toată ședința. Lucrez și cu Marius, care este un tipicar, tatuar, artistul meu actual de vreo 2 ani, este tipicar, pentru că am trecut cu mai mult și o să vă povestesc în continuare. Este tipicar și stă foarte mult, ne luăm și pauzele foarte lungi, peste 40 de minute sau, mă rog, cam o oră durează o pauză când mâncăm. 17 ore la tatuajul de pe piept și undeva la o oră tatuajul de pe burtă cu Jegosul Suprem. Părerea părinților mei, părintelui meu, că doar mama m-a crescut. Bă, la început o afecta foarte tare pe mama și nu mi-e rușine, o să fiu foarte onest cu treaba asta. Era să primesc o farfurie în cap. Mi-aduc aminte că am venit cu primul tatuaj acasă, aveam vreo 14 ani, cam așa. Și mi-am scris aici Alex, povestea tatuajului. Alex este mindfuck. Dar legat de mama, părerea părinților mei, părerea mamei mele, se supăra foarte tare și plângea de fiecare dată când făceam cu un tatuaj, pentru că îi se părea, bă, la noi neam, nu știu dacă avea, cred că avea doar un unchi de-al meu, un tatuaj în tot neamul, gen și din partea lui mama și din partea lui tata. Nu era neapărat concepția asta despre tatuaje la noi în neam. L-a început să supăra, apoi azi mama, bă, oricum își face, are rost să mă mai supăr. Dar m-am dus acasă cu primul tatuaj sau printre primele tatuaje și mama era la bucătărie spăla vasele și eu am venit așa că o pregăteam înainte să le arăt tatuajele și am venit așa gen, mă, ia uite. Și mama a făcut gen direct, a aruncat farfuria după mine, bineînțeles că nu m-a nimeni. Dar pe ansamblu așa acum e ok, le-am arătat pe ăsta de pe omor ultimul făcut, a zis, te tatuezi. I-am promis totuși că o să o tatuez aici, că următorul tatuaj o să fie așa mare pe coaste și o să fie un portret cu mama mea. Și da și nu. Unul la mână, pentru că eu mi-am dorit să îmi fac tatuaje. La început nu începuse așa ideea asta de poveste, să-mi tatuez ce am pățit sau ce îmi place mie, ce iubesc. La început am vrut să fiu diferit și în cercul meu de prieteni nu prea erau tatuaje așa. Și sunt și adeptul de a încerca chestii noi, să zicem. Și a fost așa o dorință de asta la început, de a fi diferit. Dar am fost și judecat și am o poveste fane așa puțin, de la angajarea de la Fortuna, că am lucrat la pariuri sportive și voi știți asta. Când m-am angajat la pariuri sportive, era timp de vară, pe Barbu Văcărescu, m-am dus 2 săptămâni, la 1-2 după amiaza, mereu cu mânecă lungă și toată lumea era acolo în tricou, tocmai pentru că aveam tatuaje și mi-era frică că nu o să mă angajeze dacă mă vede. Și în ultima zi când am dat testul, m-am dus în mai eu direct și n-am avut nicio reacție, omul ăla, gen, mi s-au părut așa, wow. Adică eu m-am panicat eu în capul meu, dar pe de altă parte am pățit odată când m-am dus la un urmăritor de acasă și bunica lui a zis, între alte cuvinte, că nu i-a convenit să ne vadă cu el acolo, a zis, între alte cuvinte, că, bă, cu tatuați ăștia, ia uite-i pe ăștia, tatuați, drogați, bețivi sau etică, cum le asimilă oameni. Și da, și da, și nu. Am fost judecat și nu am fost judecat. Și oricum, chiar dacă a pornit de la stadiul de a fi diferit, acum, în momentul de față, a ajuns să fie, pentru mine, să reprezinte o artă și îmi place să-mi zic povestea pe-n tatuaje și îmi tatuez întotdeauna ceea ce reprezintă ceva pentru mine sau ceea ce mă pasionează. Consider că tatuajele sunt o artă. Ma, fără doar și poate, la subțioară aici, mori, leșini, cazi jos, faci spume care el în mașina de spălat, nu există. Aici, cel puțin pe mine m-a decimat, la subțioară, deci la subțioară, zona asta. Ai vreun tatuaj pe care tu îl regreți? Și da și nu. Am ajuns per total cu gândirea că nu-l regret, dar am vrut să-mi fac un tatuaj pentru cineva, pentru o fostă iubită de-a mea și m-am sucit în ultima clipă și nu l-am mai făcut. Și cumva e o idee de tatuaj pe care o regret.
regretam. Doar nu am ajuns să o fac. Am schimbat între timp și nu regret nimic. Dacă vrea cineva să-și facă un tatuaj în viitor apropiat, ține cumva de mentalitate ceea ce zic acum, dar nu înțeleg, și de-aia urmează să dau sfat pe treaba asta, nu prea înțeleg de ce își fac oamenii tatuaje cumva care sunt foarte folosite de alți oameni, tip mafie, tip, nu știu, Pablo Escobar, tip... A, nu o să mai zic acum ceva. Dar sfatul ar fi să vă faceți un tatuaj, nu să impresionați pe altcineva sau să fie foarte wow, așa gen, mamă, ia uite, ci mai mult ceva ce să vă reprezinte pe voi și să vă uitați cu mândrie la el, pentru că 99% din timp voi le vedeți. Adică voi petreceți timp cu ele. Și când vă uitați, dacă eu mă uit pe mână sau, de exemplu, mă uit, nu știu, pe piept sau când stau în pat, de multe ori mă gândesc și îmi trezește câteva amintiri. Drumul până acolo, țin minte chestiile astea sau ce s-a întâmplat în ședința de tatuat sau cum a venit ideea de tatuaj sau ce mi inspiră tatuajul, ce reprezintă tatuajul pentru mine. Deci sfatul este să vă gândiți foarte bine înainte să vă faceți un tatuaj și dacă sunteți mici să nu vă faceți deloc, dacă sunteți sub 18. După cum se vede, tatuajele al negru, dar am încercat și color, tot pieptul e color și am fost un pic prins așa, dar tind spre al negru cel mai mult. Următorul tatuaj, le zic pe următoarele două, următorul tatuaj va fi în zona asta aici de interior, de braț, nici nu știu cum se zic la zona asta aici, și va fi un tatuaj cu Eva Braun, iar următorul după va fi mama mea tatuată foarte mare pe coaste, portret. De ce Eva Braun? Da, mai vrei mai răspuns? Și acum momentul mult așteptat, băieți. O să o luăm așa, tipiti-tap, to the top, to the map. O să o luăm ușor-ușor și o să vorbim câte puțin despre fiecare tatuaj în parte. Și o să începem strategic cu mâna dreaptă, deși primul tatuaj a fost făcut pe mâna stângă. Mâna dreaptă, cumva eu mă și distrez când mi-aduc aminte de chestia asta. Sper să vă distrați și voi ca să apăsați butonul ăla de like, forță și comentariu. Deci trebuie neapărat la final de clip să lăsați un comentariu care este tatuajul vostru preferat de la mine. Sau dacă nu aveți niciun preferat, nu vă place, nu vreți să ziceți treaba asta, spuneți-mi dacă v-ați face un tatuaj și ce ar fi treaba asta. A reprezentat tatuajul pentru voi. Bun, acum o luăm așa strategic cu mâna dreaptă și vorbim de la încheietură până la cot. Mâna dreaptă este făcută în perioada în care eram fanboy, fan tat, Justin Bieber. Eram fanboy Justin Bieber și țin minte că mă mândream pe Facebook că aveam un tricou cu Bieber, cred că Purpose Tour, dacă nu a fost în 2016 ăla, cred că e recent totuși. Bun, am foarte multe tatuaje de la Justin Bieber pentru că mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut el, am fost fanboy, le cunosc, n-am ce să mai zic. Bun, și avem în felul următor. Jos aici, fix la încheietură, avem niște solți de pește pe care eu i-am considerat mult timp la început pietre de alea de la englezi, pietre funerare și am crezut că sunt astea din cimitir. Bun, ăsta e de la Justin, diamantele astea cu Fate, aici nu știu dacă Fate-ul ăsta e neapărat, dar diamantele sunt 100%, mini Buddha-ul ăsta, ar mai fi Joker-ul ăsta de la Justin Bieber, ăsta știu 100%, Patience-ul ăsta scris aici, el mi se pare că nu l-are pe mână, ori l-are și pe mână, l-are și pe gât scris, semnul muzicii greacă, o inimă neagră de la Gambling, Iisus Hristos în greacă, Casper, fantoma asta nebună și cred că cam atât este de la Justin Bieber. Ideea în felul următor. Când eu mi-am făcut tatuajele astea, mi le făceam în Berceni, undeva în Berceni, pe la Constantin Brâncoveanu, și mi le făceam tatuaj cu tatuaj. Cum era atunci, dar te duceai, dădeai 100-200 de lei pe un tatuaj, tatuaj și băiatul, na, îl salut pe Marius, te pun marzică. Iar ce mai face parte din prima jumătate de mână așa, sunt două fețe, una plânge, una râde, fețe de măști de teatru. Mai avem trei dansatori pe care oamenii i-au considerat foarte mult timp aici, ceva scris în chineză, japoneză, chineză pe acolo, da. Mai avem un ceas la care mi-a curs foarte mult sânge, la ăsta, deci ceasul ăsta de aici. Bun, avem o zână care mi-a plăcut foarte mult cum arăta ca schiță și după aia a fost un pic diferită față de restul tatuajelor, că a bătut foarte adânc. Un leopard aici, ăsta e făcut printre ultimele tatuaje, dacă nu chiar ultimul, de pe mâna dreaptă. Avem o fetiță mică aici pe antebraț, care este mama mea, iar aici, aproape de încheietură, pe
15-16, m-am adurut, mi-aduc aminte aici, m-am adurut extrem de rău pe osul ăsta. Avem o păsărică. O păsărică sub care scrie Fate, în fața ei, deasupra la Casper scrie Onoare, Honor, niște norișori așa făcut frumos, niște note muzicale, așa? Și în cot am închis cotul cumva cu tot așa, cheia sol, aici niște chestii legate de muzică. Ascultam foarte mult Justin Bieber, eram fanboy Justin Bieber și dansam în același timp. Și era normal, sunt tatuiesc chestii care aveau legătură și cu muzica și cu dansul. Mai avem în partea de jos, cred că ăsta e ultimul, da, în partea de inferioară a mâinii, mai avem o aripă de cyborg, este așa robotizată puțin. În interiorul ei fiind un C cu o inimioară așa cumva și este de la tată. Că vine de la Claudiu, tată. Nu vine de la o fosă sau ceva, calmați-vă. Bun, și trecem în partea de sus unde avem un singur tatuaj, iar o să vă zic și povestea lui. Prima oară m-am tatuat, nu mai știu exact fiecare detaliu, dar știu că a fost făcut din două bucăți. Odată mi-am făcut schița, am văzut-o pe internet, bufnița, am văzut pe internet schița asta și m-am dus într-un prieten ceva, am ajuns la unchiul unui prieten care era Victor, tată. Și m-a lăsat pe mâna lui cu tatuajul și el nu prea era ce trebuia și mi-a făcut doar schița. Și arăta ciudățel schița, mi se pare că am o poză pe Facebook cu schița doar, poate pot să vă pun pe undeva pe ecran. Dar după aia începusem să lucrez cu băiatul din Berceni și m-am dus și a umplut-o el și a făcut umbre și a făcut toate nebunule și a rămas așa. Nu știu dacă o să o acopăr pe viitor, cel puțin partea asta jumătate de mână, o să o acopăr și aș vrea să urc cumva poate un castrez în mână sau un viitor tatuaj. Dacă am asta ar fi mâna dreaptă și acum trecem la actuala mâna stângă. La mâna stângă trebuie să începem neapărat. Avem aici un general, amiral, capitan, mai multe, nu contează, trebuie să știți. Sub care, deci trebuie să vorbim despre treaba asta pentru că au fost făcute niște cover-uri la mine pe corp. Primul și primul tatuaj al meu, ăsta a fost sub acest personaj, a fost o pană. Sub acea pană a fost primul meu tatuaj și vă zic și povestea primului tatuaj. La mine în Pantelimon se eliberase de la pușcărie un băiat, îi se zicea Negru Aluanca. Salut, dacă vezi, sper că ești bine, dacă vezi clipul ăsta vreodată. Și mi-a zis el, la mișto, la nebunie, cred că aveam 14 ani. Cred că aveam 14 ani maxim. Mi-a zis el, bă, nu vrei să fac un tatuaj? Și am zis, cum? Mic pus fiind. Și uite, știu eu că de la pușcărie, bam, 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 cu coardă de chitară, cu de la de pix. Bă, nu contează. Într-o curte, într-o vară, după o boltă, mi-a scris mare, exact așa, A, L, E, X. Și la X, știu că la mijloc acolo s-a strâns, ternat, l-a bătut el altfel. A făcut mare găvăloi acolo. Bun, când m-a văzut mama cu el, nu vreți să mai știți. Și când mi-am făcut cover-ul, l-am făcut la cineva în Pantelimon. Și după aia, un fost coleg de-al meu din generală, Pațola, s-a apucat de tatuaje, de făcut tatuaje. Și mi-am făcut câteva tatuaje la el și o să vedeți, că o să vă zic pe parcurs ce tatuaje mi-am făcut la el. Da, primul tatuaj a fost aici, Alex, l-am acoperit cu o pană și acum am acoperit acea pană cu actualul tatuaj. Bun, toată mâna asta este făcută în tema războiului, al doilea război mondial, primul război mondial cu două poze, cred că sunt din ele. Sunt foarte pasionat de istorie, cum am mai menționat odată, și iubesc treaba asta să am scene. Și toate tatuajele de pe această mână sunt făcute după poze reale. Adică, chiar dacă e făcut, uite cum e ăsta, e un artwork așa, este făcut final din mai multe poze. Sunt mai multe poze reale combinate și a ieșit un tatuaj așa, dar ele sunt poze reale. Bun. Hai să începem așa, de jos aici. Jos. Avem un general, se vede după băscălie. Deci avem un personaj de război. Mai jos avem aici un general de război. Pe partea exterioară a mâinii, pe partea interioară a mâinii avem și se și vede aici cumva că aici se și vede că a fost un cover făcut, că aveam acolo ceva. Bă, nici nu mai știu ce mai aveam jos aici. Nu știu. Mă rog, avem doi soldați nemți care merg pe o motoretă cu ataș. Aici jos. Bun, urcăm un pic așa spre cot și avem niște soldați în spatele unui tank. Ăsta nu e prea bine definit pentru că e făcut așa de gen cumva să umple scena. Iar un pic mai sus de ei e făcut un lan. Ăsta e gândit așa ca un lan de grâu și niște soldați tot așa care își curesc drum până el. În stânga lor avem un celebru sniper, un lunetist pus pe poziție să tragă și o să mă dau în partea sau altă. Câinele, Blondie, dacă știi cine e Blondie, un ciobănesc german alături de un soldat care este observer. He's observing, nu participă activ la bătălie, dar, mă rog, it's just casual. Bun,
Și pe partea asta, cam asta e, urmează interiorul și ăsta e cel mai recent tatuaj pe care l-am, pe umăr, partea asta. Și este compus din un soldat cu masca de gaze, dacă țin minte bine, pentru că m-am apucat de el acum un an, cam așa. Este printre primii soldați care au folosit mască de gaze în primul război mondial. Asta e o mască de gaze din primul război mondial, dacă țin bine minte. Bun, și avem un soldat care are masca de gaze, participă activ la o bătălie și să și vede reflexia cumva gen în mască. Iar deasupra avem niște avioane bombardiere în picaj care atacă și Marius s-a băgat puțin la creație și mi-a făcut aici niște păsărele, niște alte avioane mini cu nori pe spate și tot la fel. Este o scenă aici pe umăr, am vrut mai mult cumva să indic haosul care a fost. Ok, aici sunt gen să uită peste umăr, el este un general, adică avem prezență, avem prezență de persoane importante, avem scene, oameni care se duc în tranșe în spatele tancurilor, pregătiți să tragă observer și aici gen e haosul cumva. Am făcut o antiteză pe mâna asta și am vrut să fac așa o parte calmă, o parte dură. Și aici, sus, practic am făcut haosul. Da? Avioanele care bombardiere în picaj, atacă, masca de gaze, pentru că nu foloseai masca de gaze decât când se făceau atacuri cu diferite substanțe, gaz, etc. sau muștar. Cine știe treaba asta. Bun, urmează pe interior, cum am zis, Eva Braun și o să completăm toată mâna. Și cam asta ar fi cu cele două mâini. Am uitat totuși pe degete. Am și tatuaje pe degete, printre primele pe care le-am făcut. Astea sunt făcute la prietenul meu din Pantelimon la Mazzola. Pe mâna stângă mi-am scris, avem un fel următor: Dance, Hate, Love, Home. Le-am scris aici, pe degete. Și când am gândit-o așa, gen, bă, dansează, că dansam atunci. Dansează, urăște, pentru că suntem buni la treaba asta. Iubește, după ce urăști, iubești. Și home, întoarce-te acasă. Iar pe mâna dreaptă avem pe deget ceva for fun. Mi-am făcut o sabie care trece până deget, până încheietura degetului. Astea au fost atașele de pământ, trecem la partea cu piept. Bun, băieți, m-am dat la jos textil, îmi pare rău pentru cele care se vor înfierbânta așa, pentru fetele care se uită la acest clip. Bă, știți voi acolo, we joking. Mi-am dat tricoul jos, mă rog, maieul, am dat maieul jos și mi-am montat la valier aici pentru a avea un sunet bun, nu vă incomodează foarte mult așa, ci vorbim despre piept. Nu sunt foarte multe de vorbit despre piept la modul explicații. Mai mult să vă zic că în prima am stat cel mai mult la piept. Știu că o ședință asta am stat 17 ore, cum am spus mai devreme. 17 ore cu totul, ca toate cred că vreo 11-12 minim. Când am făcut pieptul, aveam o perioadă în care am consumat foarte multe informații despre Egipt. Egiptul antic, trecut, istorie, bam bam. Mi-a plăcut simbolistica, plus că trebuia să fac un cover și a fost cam perfect ceea ce am făcut eu peste ce aveam eu. Înainte aveam făcute la prietenul din Pantelimon 9 steluțe așa, care trebuia să fi fost în acele steluțe niște clape de pian și n-a ieșit așa ceva, plus că aveam un, cred că un dens aici și aici o stemă de la Ultras, ceva nebunie făcută pe clasa noua sau a 10-a, cu încă un coleg, Comănici Ioan, dacă te uiți la clipul ăsta, te salut. Dacă îl știi cineva pe Comănici, trimite-ți clipul ăsta, că vreau să vadă că l-am pomenit pe fostul meu coleg. Bun, deci am avut stem aici, dens, 9 steluțe și cred că am avut 2 trandafiri, da. Pe umer, 2 trandafiri. Spoze vei cu mine, cred că le găsim. 2 trandafiri și am venit cu tot coverul ăsta, care pentru mine a picat fix la țanc chestia asta cu Egiptul. L-avem în partea stângă. Partea stângă l-avem pe Anubis, care reprezintă cumva viața de apoi, da? Adică moartea. Și în partea dreaptă l-avem pe Ra, care reprezenta cumva viața veșnică, binele și rău, să zicem așa. Niște piramide, ține constelații, și cât o planetă pe umeri, cumva reprezentând fiecare zeu egiptean, fiecare zeu are planeta lui și sunt în război. Deci sunt chestii diferite pe fiecare parte a pieptului. Așa am gândit-o, a fost și la țanc, a fost și un cover foarte ușor de făcut și a fost cald. Iar acum, clasicul, inegalabilul, nebunia supremă, tatuajul de pe burtă. O, știu dacă trebuie să mai dau o explicație neapărat pentru asta. Îl vedeți bine? Scrie Jegosul Suprem. Cum a venit ideea? Ideea a fost în felul următor. Aveam Instagramul Jegosul Suprem. De unde a venit ideea de Jegoși? Mai explic pentru o mie oară. Era la un meci Steaua Rapid pe Național Arena, când s-a făcut barajul ăla de Liga 4, bam, bam, bam. Ne-au bătut ei, dar înainte
știu că s-auzea acolo în galerie ceva, mama, băi, ce faci, nu știu ce. Și cineva de la noi din galerie a început să facă, Thomas, cred, mă rog, a început să facă foarte multe glume cu chestia asta cu jegoșilor, banii jegoșilor, dați-mă banii jegoșilor. Și a rămas chestia asta întipărită în capul meu, am venit și eu pe live, am zis-o și eu și am zis, băi, jegoșilor, dați-vă like. Și am zis și eu că de câteva ori jegoși. Și mi-am dat seama că, bă, nu ar fi bine, pentru că pe YouTube e altceva, nu putem să ne numim comunitatea jegoși. Și am zis, bă, eu sunt jegoșul suprem. Mi-am pus numele pe Instagram, bam, 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 peste tot și am vrut să-mi fac un tatuaj la Marius, m-am dus, nu l-am făcut pe ăla pe care am vrut eu, dar am zis că-mi fac alt. Și eu îmi doream foarte mult să, iar la fel cu trecutul, îmi doream un tatuaj ca lui Tupac. Aici scris pe burtă, în sens de ăsta, din arcad așa, el are Tag Life, eu nu puteam să scriu Pantelimon, n-avea niciun rost, sau puteam să scriu Blue G Mafia, mă rog. Și am făcut tatuajul ăsta pe care, ce credeți? Nu îl regret. Multă lume mă întreabă, bă, la acoper, bă, probabil doar singura chestie pe care eu o să acopăr tatuajul ăsta va fi dacă voi face un cover. Gen, dacă am un tatuaj super complex așa pe mine de făcut, atunci îl voi acoperi. Până atunci, nu. Și a durat cam o oră și plus, ca să denote o notă de asta de amuzament, așa, vedeți că oul este făcut ca și o gugușică așa, cu ochișori care bun. Și cam asta e povestea tatuajului de pe burtă. Mai am un tatuaj pe ceafă, sunt două aripioare care între timp s-au strâmbat așa, s-a strâmbat poziționarea pentru că am avut un accident și acest umăr are shutdown. Sunt două aripioare pe care vi le arăt întreagăt și vreau să vă zic că nu sunt mulțumit de ele pentru că nu le văd. Sper că l-ați văzut, cam astea sunt tatuajele pe care le-am, mai am aici făcut așa un triunghi ceva micuț, n-are nicio legătură, nu ne dezbrăcăm pentru asta. Ce urmează să mai facem? Urmează tatuajul aici, tatuajul aici, probabil 100%, 100% cred, asta am zis-o eu pe clip, o să mă tatuez de la burtă în sus și urmează, vreau să slăbesc, pentru că dacă, sunteți atenți, dacă dați like acum, vă arăt ceva funny în 2 secunde. Hai da like, ia uite-te. Am țuțele mai mari ca nevastă ta. Bun, depinde de poziția în care stai, mă, pentru că mă avantajează, bineînțeles. Asta a fost povestea tatuajelor mele. Sper că v-a plăcut. Apreciați clipul cu un like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal, comentariu acolo, verifică descrierea, verificați toate linkurile din descriere și ne vedem la următorul clip. Share dacă vreți să vadă și prietenii tăi.